În acest episod... De ce am făcut chestia asta? Wow, 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 wow! Gata, frate. S-a terminat șmecheria. Ce să mai... Băi, fraților, deci ieri am pus clip despre... Bă, frate, când mai apare Shark Leon, bă, și astăzi a apărut. Ia-o pe asta! Îl voi cumpăra în acel episod? Ei bine, apăsați pe butonul de like dacă credeți că îl voi cumpăra, având în vedere că am 89 de gemuri și skin-ul costă 80 de gemuri. Lăsați în comentarii dacă credeți că îl voi cumpăra. Și, what the fuck, decât 80 de gemuri? E foarte puțin! Apasă pe butonul de like, abonează-te, activează clopoțelul și dă-mi și mie acolo un follow pe Instagram la IsilentYT și lasă un comentariu cu hashtag Sunt Silențios și vei primi o inimioară. Chestia asta cred că deja o știți, cu hashtag Sunt Silențios, nu cred că mai trebuie să vă o spun. Se aplică la orice clip, aș putea spune. Și nu uitați că dau inimioare la primele 100 comentarii și lăsați un like dacă credeți că îl voi cumpăra pe Shark Leon în acest episod. De ce am făcut chestia asta? De ce am dat acum click? Fuck! Ah. Ok, aparent l-am cumpărat pe Shark Leon mai devreme decât trebuia. Fuck! Ok. Dar totuși, uită-te la el! Shark Leon în pixeli și oase. Aș putea spune, pentru că nu pot spune în carne și oase, dar uitați-l aici pe Shark Leon în exclusiv, bine, nu neapărat în exclusivitate, dar ta-da! Da, oameni buni, ce pot spune? Da, este Shark Leon. Bă, frate, sincer arată super șmecher. Arată destul de interesant. Văd că are și coadă. Ești nebun. De shark, să spun așa. Nice. Ok, haideți să dăm primul meci, oameni buni. Am avut acolo o problemă tehnică. Stați liniștiți, m-a scos din meci. Nu l-am pierdut. Nu vă panicați. Haideți să vedem, oameni buni, primul meci pe ziua de astăzi. Dacă va fi un win sau nu, să sperăm că va fi un win. Da. Mamă, uitați-vă cât de genial arată skin-ul, arată super, super tare. Wow, ok, chiar arată extrem de genial. Hei, Power Cube-ul ăla era al meu, măi, nenorocitule, măi. Bine, nu ești neapărat nenorocit, pentru că poate voiai să faci timp cu mine, poate nu, poate da, poate... Poate-l bat pe Colt ăsta. Haia! Ok, pa, Colt, ne mai vedem. Ha, ți-am furat Power Cube-ul! Oh, nu, sunt încolțit! Și am murit. Da, hai să ignorăm ceea ce s-a întâmplat. Bă, fraților, vreau să vă spun că skin-ul ăsta arată extrem de șmecheră in-game. Știu că am avut... de fapt, ce naiba, că n-am avut chestia aia să dau test skin. Asta este prima dată când îl văd în exclusivitate în joc. Cel puțin la Brawl Talk, nu știu dacă l-au arătat cum arată în joc. Dar eu cel puțin până acum nu l-am văzut. Și după părerea mea arată super, super, super șmecher. Chiar arată super genial. N-aveți ce spune, chiar arată extrem de șmecher. Ok, haideți să... Uite, văd și skin-ul ăsta cu Rockstar Cold, care nu știu de ce mie îmi pare foarte cunoscut. Parcă era în ceva mamă, stați că cade chestia asta. Am o imitație de GoPro. Îmi pare foarte cunoscut toată chestia asta. Știți de ce? Pentru că am mai văzut skin-ul ăsta în ceva concepte. Adică nu știu, nu știu dacă din concepte l-am văzut, dar cel puțin îmi pare foarte, foarte cunoscut. Nu știu de unde. Vouă vi se pare cunoscut? Nu știu, parcă era în ceva concepte, dar dacă e, dacă chiar e din ceva concepte, înseamnă că cei de la Supercell chiar s-au inspirat la maxim din acele concepte. Ceea ce, într-un fel, nu este deloc rău. Pentru că și comunitatea de Brawl Stars poate să ajute în dezvoltarea și... V-ați prins voi. Nu știu exact de ce mi-apare chestia asta că se încarcă aici la gemuri. Oricum, înainte de clip am băgat 25 de lei în joc ca să cumpăr skin-ul. Și pot spune că sunt 25 de lei bine cheltuiți. What the fuck? Am apăsat pe space din greșeală. Am apăsat cu partea asta mâinii. Că stăteam pe tasta de rog cum ar veni și m-a băgat în match.
Nici măcar nu glumesc, cred că ați auzit asta tura. Bă, tot ăla a luat Paul Cube, glumești cu mine? Holy shit. Ciudat. What the fuck, man? Wow, ok, nu știu exact ce n-aia s-a întâmplat acolo, dar... aia e. Cam aia e, bă, frate, bă. Cam aia este. Iată-l pe ăla. Hai, mă! Hai, mă! Na, nu mă pun cu el. Nu mă pun cu el, frate. Opa! Opa! Nu cred! Mamă, dacă nu murea, eram mortales, băieți. Eram... era mortales, rău de tot. Opa! Opa! Domnul Brock. Cum îi spun eu, Brock, așa cu accent. Hai că cu accent așa. Nimeni nu mă vede, nimeni nu mă vede, nimeni nu mă vede, la 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 la. Fiate, mă bag în buș, schemă. Mamă, ce prostă cum e acolo. Holy shit, vine. Oh, bine, 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 cum a scăpat de acolo, ați văzut 200 IQ, ești nebun. Wow, ok, chiar aici m-am luat eu singur prin surprindere. Opa, ia să vedem. Ok, și acum vin eu la clean-up. Aia că mai e clean. Mi-a dat una și m-a terorizat pe viață și eu aveam speranțe de clean-up. Și el m-a marcat pe viață cu un singur, cu o singură rachetă. Ok. Măcar deschidem niște Robloxuri. Cum ar fi să-mi pice Spike? Wow, ok, nu mi-a picat absolut nimic, dar moving on, să spunem. Am intrat la Solo Showdown, dar cred că vă place Solo Showdown îndeajuns de mult încât să vă uitați la tot episodul. Bine, probabil după meciul ăsta o să băgăm și un gem grab, cause why not. Bun. Uite, văd acolo niște dăle. Opa, nu știu unde am dat. Fiți atenți că le-o prind surprindere pe băiat. Nebunule, stai cu minte. Ok. What the fuck? Aoleu, eu țineam apăsat pe space, că la mine nu trebuie să apeși foarte tare pe tastatură și se apasă. Și țineam pe space, apăsat fără să-mi dau seama și stați puțin să fac aici o schemă. Mamă, dar trebuie să aștept să-mi zdecarce full power. Da, sunt prost. Nu știu să folosesc invizibilitatea la Leon. Ae. A, e, până la urmă. Păi, fraților, nu știu dacă v-am spus, dar creștem destul de repede pe Instagram. Am 6393 de urmăritori, ceea ce este pretty nice. Wow! Dați-și-mi acolo un follow, băieți. Hai că se vede dacă e. Dați-și-mi acolo un follow la iSilentYT. Așa aprecia. Uite, în poza asta, de exemplu, aveam 4818 urmăritori. Deci... am făcut ceva followeri. Wow! Vă maci respect! Da, și o să postez și o poză, pentru că momentan n-am nicio poză. Mâine. Cred. Habar n-am. Să sperăm. Ok, haideți să vedem ce mai facem, ce mai fac aici cu viața mea. Dacă mai fac ceva. Bă, skin-ul ăsta este exagerat de scump și mă întreb... De fapt, lasă. Ăla ca ăla. Dar ăsta, cine naiba o să aibă vreodată 50.000 de star points ca să-l cumpere? Are cineva skinul ăsta în România, băieți? Adică totuși mi se pare exagerat de mult, 50.000 de star power, wow! Și uitați-vă, eu primesc 120, 58 pe sezon, pentru că mă joc doar cu Shelly, știi? Gen, what the fuck, man? Da, e super, super ciudat. Uite, inbox personal. Aici, dacă mă înscriam la giveaway, cel mai probabil îți scrie aici că pot să-l iau pe Shark Leon. Dar nu s-a întâmplat și nici nu cred că o să... De fapt, stai că deja a trecut. Deja s-a lansat skin-ul la... Oricum nu se întâmpla. Chiar dacă eram eu mare YouTuber... Pentru că nu știu dacă vreun YouTuber din România, am uitat să vă citesc comentariile, nu știu dacă, bine, v-am citit comentariile care erau în top comments, nu știu dacă vreun YouTuber din România a primit skin-ul Shark Leon înainte de zi, înainte să fie lansat, asta chiar nu știu, deci, pe bune, ar fi fost tare, că, na, măcar să fie România, aici,
power, măcar pe Brawl s-ar ști ce zic. Stați puțin, mă bag puțin pe intervenție. Opa! Stăm puțin în bușuleanu. Ia-o-te pe piper! Nu mai spun nimic. Nu mai spun nimic. Absolut nimic. Mulțumesc. La revedere. Bine, 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 bine. Bine, mă. De fapt, ce n-am că s-au omorât între ei, ești prost. Mamă, ce snipe mi-a dat. Haide, Ril, am încredere în tine. Știu că poți să o faci. Bă. Celălalt... A, uite-l, mă. Întrebam unde e celălalt cu echipirea la nostru. Chiar... Chiar era ciudat dacă dispărea. Hopa! Bă, bă, da, Piper aia e prea OP, bă, băiatule. N-ai cum să o dai. Hopa, 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 hopa! Mori, Piper! Mamă, cum am ferit acolo, ești prost? Uite câte steluțe are ăla, mâncă-și! Mâncă-și gurița lui câte stelu... Ce? Ce s-a întâmplat acolo? Așa, Brock, dă-le! Dă-le, învață-le... Învață-i o lecție. Ăla e al meu, ești prost. Așa, mă, în sfârșit a murit. Opa, credeam că am închis filmarea. Holy moly, macaroni! Dă-i! Haide! Nu! Nu te cred. Nu te cred. No! No! Nu te cred. Nu te cred, bă, băiatule, nu te cred. Place melodia, totuși. De ce fac chestia asta?